Mesaje de avertizare. În Luca, capitolul 17, cu versetul 26 și 27, găsim scris: Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a nimicit pe toți. Domnul Dumnezeul lui Israel este gelos pentru cinstea sa. Mă întreb cum îi privește el pe locuitorii acestei lumi, care trăiesc în casa lui și pe care îi asigură cu hrană și îmbrăcăminte din tezaurul său generos, dar care nu-i spun niciodată: îți mulțumesc. Ei nu sunt atenți la bunătatea lui, semănând mai degrabă cu locuitorii lumii antediluviene, ce au fost distruși pentru că au lucrat în continuă opoziție cu Creatorul lor. Despre antediluvieni citim: Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate imaginațiile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Dumnezeu i-a spus lui Noe: Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, căci au umplut pământul de violență. Iată, îi voi nimici împreună cu pământul. Geneza 6 cu 5 și 13. Dumnezeu i-a avertizat pe locuitorii lumii vechi cu privire la scopul lui de a curăța pământul de necurăția lui, dar ei au râs cu dispreț despre ceea ce ei considerau o predicție superstițioasă. Au batjocorit avertizarea lui Noe privind potopul ce se apropia. Când Hristos a fost pe pământ, el a avertizat despre ceea ce urma să vină asupra Ierusalimului, pentru că poporul a respins adevărul, disprețuind mesajele pe care le trimisese Dumnezeu. Dar avertismentul lui nu a fost ascultat. Domnul ne-a trimis prin solii săi mesaje de avertizare, declarând că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Unii vor asculta aceste avertismente, dar marea majoritate le va ignora. Tot așa va fi când va veni Hristos. Fermierii, comercianții, avocații și meseriașii vor fi pe deplin absorbiți de afaceri. Asupra lor, ziua Domnului va veni ca o cursă. Vegheați deci, căci nu știți când va veni stăpânul casei: seara sau la miezul nopții sau la cântatul cocoșului sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind deodată, să vă găsească dormind. Și ceea ce vă spun vouă, spun tuturor. Vecheați. Marcu 13 cu 35 la 37. Părinte Ceresc, ajută-mă să înțeleg timpul în care trăiesc și să învăț să vechez. Îți mulțumesc pentru ziua de astăzi și îți mulțumesc și pentru biruința pe care mi-o dai. Fii slăvit și lăudat. În numele lui Iisus. Amin.